Am stat de vorbă cu Shelly. Am stat de vorbă cu cumnatul meu, Adrian. Am stat de vorbă cu cumnatul meu, Justin. Am stat de vorbă cu toți frații Muntean. Am vorbit și cu Alvarez al lui Diana. Nu se pune problemă de vloguri în țara asta. Și să nu mai vorbim de șmechereală și de smardoială, că toți smardoii spă la pișcherie. Astăzi, eu, Costi Max și Adrian Helicopter de Luptă vom lua cu asalt piețele de resell, precum Facebook Marketplace sau OLX, vom cumpăra produse de până în 100 de lei și le vom vinde de 5 ori mai scumpe acolo, de față cu ei. Practic, o să facem o bișniță nesimțită ca să vedem cum vor reacționa oamenii. Dar înainte de asta, trebuie să ne asigurăm că nu vom fi recunoscuți de nimeni, așa că ne-am machiat și costumat aferent. Ia uite-i pe obraznici ăștia. De urâte sunt. Ia uite. Bă. Unde-și ceilalți doi mușchetari, mă? Bă, zici că e de costum să mori, uite și tu na. Costumul de ultimul drum? Miere de albine naturală 100% obținută din producție proprie, fără adaos sau alte chimicale. Mă, arată chiar delicios. Bună ziua! Cum facem și noi cu borcanul ăla? Sunt interesat de câteva borcane. Oh, ia uite la scaunul ăsta frumos. Uite la de scaun. Mamă, ăsta e tapița pentru Regina Maria, direct. E... Să mor, așa vinde-l pe ăsta. S-a bășit regele Mihai în el. Bună ziua, sunt interesat să cumpăr ghetele astea frumoase. Ghetele astea top. Ghetele astea top. Întreabă ce material are limba. Alo? Alo, bună dimineața. Am văzut și eu un anunț cu mierea de albine. Am putea să ne întâlnim în Unirii să iau și eu câteva borcănașe? Cu drag, dar nu mai am. S-au dat atat. Am înțeles. Cu regret că mai aveam, nu mai aveam foarte multă, dar am vândut-o pe toată. Riscul ăsta cu mierea nu mai are, aveți pe altcineva? Stai că are ăsta pe altcineva cu mierea de albine, uh-huh. Deci ăsta e un fel de centralizator mai mulți care... Mai aveți miere de-aia bună? 40 de lei, tricou Ronaldinho purtat de un... Copil de minge în 2006 la minge cu Villarreal. Nu cred! Tricouri fotbal Ronaldinho, Berbatov, Van de Vaart, Toni, Barça, Milan, Italia, Hamburg. Ia uite recursul. I-a purtat copilul de mingi. Parvec, bun. Salut! Ești azi în București? Sunt interesat să cumpăr. Salut! Cu tricoul? Salut, sănătate! Salut! Parcă 40, nu? 40, nu? 50. 50, 50. Ok. Salut, cu tricoul, nu? Da. Cât ai zis? 300 de lei? Mai ai de-astea? La mine nu mai am. Nu la tine, dar așa, în zonă, pe aici. Scuză-mă, frate, cu tine am vorbit? Da. Dă-mi cu bani. Ia de ține, ăsta e, nu? Da, frate. Ți-am trimis poză cu el. Ce tare, bă. Dar de unde le de unde e? E portată Germuller într-un amical. Și mai ai? Vorbim la telefon, poate mai au și eu de la tine, ce zici? Cu Ronaldinho, pe la cu Ronaldinho mai l-ai? Hai că te sun și mai vorbim. Mult, te mersi pup mult. Și mersi frumos. Noroc, mersi mult. Noroc, frate, te pup, să fii sănătos. Ce dracu să puteam să... Bă, n-a înțeles eu ce l-a lovit. Și acum se uită pe noi. În față că am ajuns. Uite și acum se uită. I-a dat ăsta banii și am venit cu tine, am vorbit cu tricoul și el a început să întorci și s-a uitat. Direct se uită la noi. Și 300 de lei, nu? Bă, când am uitat așa la noi. Ia uite, bă. Cum ai 25 de lei. Puma, Adidas, Nike, tot ce vrei, dar vezi că toate sunt aceleași culori? Adică sunt făcute în aceeași, în aceeași fabrică, de la domnul prețuri mici. Prețuri mici, dar n-ai și tu un număr de contact, măi, prețuri mici, să te sunăm direct? Ugo, poate îl găsesc dracu și pe al meu. Să stergi după filmare. Să cânte pe strada mea. Vârsta recomandată 36 ani. Să rămână, am un băiețel. Zic are 7 ani, dar e născut prematur. Am un băiețel pasionat de muzică, aș vrea să cumpăr, sunteți astăzi în București. Spune azi că mâine face, mâine pe mâine face 7 ani. Și nu mai merge. Cât de curând că face 7 ani. Zi-mă că e mâine ziua lui și trebuie să-i neapărat astăzi. Sunteți în București azi pentru predare? Să vă predați, genera. Pentru fake-urile astea ordinare la predare, vă așteptăm... Auzi mâncață și mentă olandeză. Întreabă-l dacă e mentă olandeză pe bune. Din Amsterdam ia întreabă. Bă, voi ce cumpărați acolo, mă? Mentă olandeză, mă, nu-i treaba ce ta. Ce mentă olandeză, mă? Las-o luăm pe firmă. O luăm cu rouă. Nu plătesc așa ceva. Luăm mentă olandeză pe firmă. Băiatul ăsta mi-a dat două numere de telefon. Este în branșa aceasta a mierii de albine. Am văzut că este foarte, foarte bine angrenat. Mierea noastră este, are rapidă cu salcâm amestec. Da. Și polisoră. Polistiren sau ceas... Polifloră. Ok. Raritate, ceas bărbătesc, lip, LCD. Ha, mă, raritatea asta de ceas de 99, tati. Păi, dar cum arată? Zici că e de perete, să mă arăt, băieți. Alo? Bună ziua, în legătură cu anunțul cu ceasul, mai este disponibil? Care ceas? Ceasul acesta, raritate. La 50 de lei. Ceas bărbătesc, lip, LCD. Ah, lip. Da, lip cu LCD, da. Da, deci ceasul are geamul fisurat. E geamul fisurat? Da. Merge, merge. Deci la piața Rosetti, în centru, unde e statuia la Rosetti? La statuie la Rosetti, ok. Ne vedem la ora 15. La statuie la Rosetti, da? Deci... Ok. Deci la 15 la statuie la Rosetti, da? Am înțeles bine. Bine, ok. Vă mulțumesc.
Deci vrea să zici după statuie? Bă, băia să dați seama unui râs, că vrea să zic de vedem după statuie. Da, a zis că se prinde. Dar și zicea de 15 ori, deci la rost, parcă își o cerea. Să-mi bag statuie, da? La statuie. Bună ziua, de ce stai este? Da, lip. Aha. Bă, dar fii atent care geamul fi surat, să nu zici că nu... Da, mi-a spus la telefon. Ai un cea super tare, e vreo $80 ăsta. $80, da, 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 eu am auzit tare. De... Uitați banii. Da, mai am deci, un lip dacă vrei să... Ce lip mai aveți? Bă, mai am unul să-ți fără pe telefon. A, noroc. Nu scump ăla. Da, ceasul, da, ai venit. Cu mine ai vorbit. Ia dâncă o să văd. Ăsta e, nu? Despre ăsta am vorbit. Mă sun, da? Tu mai aduci. Da, stai. Dar cum e trei? 700. 700 vorbise, păi da, da. Hai, 700. Te anunț când mai am. Sănătate. Ce ceasuri mai aveți? Ăsta e 120, are cureaua, e fosfor, are cureaua originală, are 110, are o curea șmecheră din aia cu... Aha. Păi vă anunț, dacă mai am oameni, vă anunț. Da, frate. Vă mulțumesc, hai, seara bună. Bă, gen omul era gen să-mi arate alt ceas, gen nu l-a interesat că mi-a dat ăsta 7 milioane pe ceasul ăla. Să uita, mă, să uita o leacă. S-a uitat? Bine, nu uita. Cât ai dat, 50 de lei pe raritate? Da, uite și-am să uita la noi. Ce raritate de ceas, bă, la 50 de lei. Dar e spart, ți-a zis că e spart sau? Da, mi-a zis. Păi raritate, mă, mai e vreun spart în unghiul ăsta în țara asta, în lumea asta. Alo? Alo. Bună ziua, am văzut și eu anunțul cu menta olandeză. Sunteți din București, nu? Bună ziua, da. Am putea să ne vedem la Unirii să cumpăr și eu? Ce cantitate vă interesează? Păi la... Dați cum ar veni vărsat, adică dați la... Dă vreo 1.000.000 îmi trebuia. A, deci cam 1 kg și ceva, că na, prețul de 50 lei este pe angro. Da, ce voiam să spun, nu este... Nu are efecte, cum mi spune, halucinogene. Adică e... Că am văzut mentă olandeză și m-am gândit... Păi bine, revin cu un telefon, poate ajunge și dumneavoastră în București. Să rămână, zi plăcută. Revedere. Weekend plăcut. Da, n-a răspuns nimic la aia cu halucinogene, n-a zis nimic, a tăcut din gura mea. N-a zis, dar nici ba. A foto defect și noi vindem că e... Salut, sunt interesat să fie defect 100% dacă este bun. Doamna, dacă le iau și merge, vi-l aduc înapoi. Te-am apelat că mi-a dat cumnatul meu, Marian, mi-a dat numărul de telefon și... Cât e un borcan, domnule? Două borcane aș vrea și eu. Cam la ce oră vrei tu? Dar să nu zici acum, imediat, că aștept și eu poftica mea să vie la mine, mâncăm și cu urmă, dacă e. Poftă bună, să vă fie de bine, pe la 4:30. 10 lei Adidas de copil mic, au 10 lei. Adidas pentru fetițe, 10 lei de la New Balance. Da. New Balance. Bună, am un băiețel, o fetiță, o fetiță, pardon, da. Am o fetiță. Am mai multe, ca să zic. Bună, am mai multe fetițe. Așa, și vreau să le încalzi. Vreau să le încalzi. Încalzi de școală, scrie. De școală. Am mai multe fetițe. A venit cu balansul ăla nou din Turcia. Ia uite, timbre vechi. Bă, ăsta vinde drog. Un reu? Cum un reu? Nu-i ce că de la schimb, nu-i ce nimic. Zice un reu, pur și simplu un reu. Le-am doar pe cele din poză și da, sunt în București. Poți veni la Unirii la 3. Salut, cu timbrele? Da, pare bine, Mihai. Salut, pare bine, Andrei. 80 de lei am zis, da? Da, da, da. Ia da. Să revăd și eu un pic. Da, 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 sunt alea de-n poză. Că... Deci 80, așa. Da, ultimul preț, da? 80, da. Okay. Dar stai să ți le pun un pic, să ți le pun, că nu ți le dau cu clasă. Salut. Da? Da. Pune-mi cu mine, ai vorbit, da, de timbre, da. Cum băi, de ce astea sunt, băi, nu-mi vine să da, cred. Sunt mișto. Și uite, ăsta e din 1930, da. Iulie. Uite, da, eu. Știu da. Cum să nu. Stai, le scot da. Așa cum scoatele, ai scoatele, nu, nu așa, nu așa. Scoatele așa, așa, așa ușor, ca să nu le strâng. Băi, ai grijă. Ușor, ușor. Așa. Ușor. Uite așa. Doamne, doamne, cât le-am căutat, băi, nu-mi vine să da, cred. Da, mă, sunt destul de vechi astea. Băi, îți mulțumesc mult de tot, doamne, dacă știi cât le-am căutat. Nicio problemă, frate, la mine orice se rezolvă, timbre, orice. Bun. De 10, da? Poftim, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos din suflet. Uite, ne-ai simul de tot. Eu îți mulțumesc, doamne, doamne, vă mulțumesc. Salut, salut. Salut. Vă mulțumesc. Salut. Băi, deci... sunt bombă timbrele astea. Știu, băi, și de când le cauți, oricum la prețul ăsta. Și vezi că la 10 milioane e preț bun pe... Știu, da. De 10 milioane e preț... Nu au nicio... Gen, s-a uitat la mine, c***a, durut total în gen... El și-a vrut doar aia 80 de lei, gen. Da. Costum Crăciuniță bebe, aha, 50 de lei. Bă, dar ce prețuri, băi, mâncați, ești talentul tău. Ia vezi ticuțul. 0740. Alo? Alo, să rămână. Am văzut și eu anunțul cu costumul de Crăciuniță bebe. A, da, din păcate nu-l mai am. Nu-l mai am și am uitat să dezactivez anunțul. Oh. Bine, m-ați încurcat rău de tot. Să nu mai uitați data viitoare. Să rămână, o zi bună. Revedere, zi bună. Săraca femeie, stăpân cu gara odată. V-ați băgat în ședință, doamne, că am promis la fetițe că îi iau.
Că diseară vin cu el acasă, mă plec de la muncă. De unde găsesc eu costum de credință, doamne? Doamne, unde găsesc costum de credință la ora asta? Chiar îi părea rău. Da, da, chiar i-a părut rău. Fii atent, GTA 5 era un rău, fii atent. Nu cred. Bă, ești prost, GTA 5? Bă, părea chiar vreau eu. A, nu mai era schimb, dau GTA 5 la schimb cu un alt joc. Ești tu un Subway Surfer pe telefon și de zici ce puțin. Ia, dă-i mesaj, dai la schimb cu FIFA 14? De PS2? Hai, la schimb cu FIFA 14? Asta a fost doar așa, Caterin, că o să te înjuri ăla. Alo, bună ziua, am văzut și eu anunțul cu jucărioarele acestea Lego Star Wars. Care nume? Red Snow Soldier. Red Snow Soldier, așa. Da, aș vrea să cumpăr, sunteți în București, să vin la dumneavoastră sau ne vedem la Unirii, dacă puteți? După 6, 6.30 dacă ești. Da, după 6, 18 cum ar veni, 18.30. Gata, sănătate. La revedere. Red Nose Soldier? Oh, Red Nose Soldier? Ah, Red Nose Soldier, da. Ok. Al trecu se joacă cu păpuși de-astea Lego, da. Și zice Red Nose Soldier. Ce-ar fi niște pussy să încerci? Așa trebuie să-i zici. Piesă din argint masiv rusesc anul 1884. Preț total 700. Cât, bă? 700 de euro? Bă, noi n-avem bani de ăsta, mă, viața mea. 700 de euro. Păi nu dau, mă, pe... Ce-i 700 de euro, mă? 700 de euro chestia asta, uite. O piesă din argint masiv. E ceva, asta chiar, bă, e ceva. Asta eu zic că el e la rândul lui, dă și el o țeapă acum. Pă, bune. Nu intra și tu în ciclu țepei. Salut, oraja 20 de lei. Zic, las până la rămas de la 20 de lei. Să-mi scot și eu metrou. Ți-ai trimis poze, ia. Avem pozele cu mierea, ia, vedeți că-s pregătite. Vezi că arată chiar bine. Cum zici, super. Te ești poza cu 60 de lei. Încă la descinderi mâncați așa la percheziții, la 6 dimineața. Păi așa frumos. Bun. Să trăiți. Cât zicea Metallica asta? 30 de lei. 30 de lei? Da. Salut, pentru mierea de manuca astea? Cu mine ai vorbit. Tine, nu? Da. Da, ia și... Două borcane, nu? Da. Uite. Aveți dumneavoastră schimbat? Să... Hai că vorbim noi după aia. Să plece domnul de aici. Bă, tu ești Manuca de la Palestina. Da, da. Ai mai putea să mă mai aduci? Îți mai aduc, îți mai aduc. Șase. Stai. Sănătate. Vă mai sun dacă mă... Mai am și eu nevoie. Tu mai vrei, mă? Da, eu aș mai avea nevoie, da. Păi, mâine dacă e. Sigur. De Manuca, da? Da. Gustă să vezi. Nu e natural, frate, nu e... Bă, dai-mă pe fată, cum ți-am zis. Am vorbit la telefon. Dai pe fată. Dar tu de unde ai luat numărul lui? De la, nu știu, telefon, numai telefoane. Mi s-a dat, eu am sunat la un număr și după aia. Dai pe fată și îi trece tot ce are, mă. Dar doar borcanul, nu miere de salcâm. E miere talbine, mă, care ea mănâncă salcâm. Știu, dar e de manuca ea. Păi e de manuca, e borcanul, m-a pus și domnul unde a putut. Ești nebun? Vă mulțumesc. Păi ne vorbesc cu băiatul. Sănătate. Și ne auzim. Sănătate. Numai bine. Mulțumesc. Dacă puteți să mai uitați să cumpăr mai multe, să mai lăsați la preț, că nu prea îmi convine să dau așa. Dacă mi-o dai și pe măta... Salut, Radio 20, dacă mi-o dai și pe măta, mă mai gândesc ce-i răspund lui ăsta, mă, că e obraznic. Zi, bă, că-i dau eu. Ești obraznic. Cu dânțend. Mi-a dat broc. Mi-a dat broc, băi, nene, băi. El chiar ține la aia. Da. Plută, lumină, LED, pescuit, noapte. Bună ziua, am văzut și eu anunțul pe OLX cu pluta de pescuit pătind de noapte. Și ce voiam să zic, pescuit pătind de noapte, adică ea se încarcă de la soare ziua și merge noaptea sau... Nu, are baterii. Baterii. Știți dacă de alea mici sau de alea mari? Nu, am baterii specială, una ușoară, ca să nu afecteze calitatea plutei. A, da, aia, rotunda. Gata. Nu e rotunda, e una specială cu bulb. A, cu bulb, nu mai sunt interesat. Zi bună. Ia vezi, bă, că astea chiar sunt frumoase, frate. Mașinuțe metalice Cars. Bună ziua, sunt interesat să o cumpăr pe aia cu numărul 43. Îi place lui Fimiu foarte mult. Ia întreabă, l-ai pe bușă Tokyo Drift? Îmi dai 60 lei pe ele? Da. Îi dai, mă, 60 lei, da, pe da. Mașini? Și zi, wipe aia de umbla cu Fulger McQueen? Stai, mă, că mie că nu mai vreau omul să vadă după aia cu noi. Ia uite, bă, ce frumusețe am găsit. Tricou unisex de Squared Icon, 6 lei. 6 lei, mă. Păi revindem originale pe astea. Ia să vedem. Da, cred că e de câini sau ceva, 6 lei. Nici de copii nu sunt. Eu zic că doar faci o poză în el. Nu mai sunt mașinuțele. Ah, mai ai ceva pe casă, zici tu. Mai ai ceva pe casă. Mai ai ceva pe casă. Bă, frate, cu tine vorbim, mă? Pentru mașinuțe? Da, iată-mă să mă ușor, Oleg. Da, așa. Care-i zis că e aia din Tokyo Drift? Imediat. Bă, să nu mă încurci cu ele, bă. Hai să le vând. 3 milioane. Ia. Mulțumesc.
mulțumesc mult. Bă, să nu mă încurci mâncați așa. Să le vând și eu mai departe, să-mi scoți și eu banii pe ele. Nu, ticule, îți faci treaba cu el. Asta sunt. A numărul tău, dacă... Bă, ascultă puțin, dacă nu reușesc, a numărul tău și vorbim noi. Bă, păi ca să înțelegi, ca să mă înțelegi. Păi ca să mă înțelegi. Care e aia Tokyo Drift? Uite. Și Bucșă. Codul civil și legea de punere în aplicare și codul penal. Bună ziua, mă interesează codul cel penal. Scrie și tu codul penal. Codul penal. Sunteți în București pentru predare? Trebuie să mă predau eu dacă nu. Și asta mă, pudră de turmenic, 20 de lei. Asta de machiaj, dar ce-o fi? Nu e de machiaj. Nu? E de mâncat. Cred că pudră din aceasta de... Cum folosiți dumneavoastră la cost? Bună ziua, sunteți în București să iau și eu pudră din asta? Un kil, zici tu, sau nu? Un kil? O fi mult un kil? Bă, dacă e pudră, cred că e mult un kil, știi? Cred că se pune așa un vârf de deget. O liguriță, da, pentru tot felul de... Că e pentru imunitate, că e pentru... Fii atent. Minge fotbal cu semnătură imprimată Gheorghe Hagi. Mingele sunt noi, nouțe, fiind neutilizate. Preț 50 de lei pentru o minge. Se poate livra unfrată sau desunfrată. Bună ziua, mă interesează să cumpăr mingea unfrată. Da, nu rău, spune așa. Să cumpăr mingea unfrată. Da, nu prea. Rău. Dar zice, semnătură imprimată. Adică mi se pare că omul e cinstit, nu că a semnat-o Hagi. Are semnătura, mai e semnată încă o dată de Hagi și e semnată și de Petrom. Punem România în mișcare. Adică, bine, frumos. Probabil a trimis Hagi semnătura pe internet și a da, imprimat-o. Da. Bună seara. A, vezi două? La. Și asta e garb. Asta e cu Hagi. Cât e? 50 de lei? Da, 50 de lei bucată. Ok. Dați-mi pe asta roșie. Asta e cu Popescu și asta e cu Hagi. Dați-mi pe asta cu Hagi. Deci dați-mi pe asta Hagi. Asta cu Hagi, vă rog. Hai că eu așa. Poftiți. Cu tine am vorbit? Cu mine ai vorbit, da. Salut. Atâta te rog, frate, doar să fii e semnătura lui Hagi Hagi. E semnătura lui sănătate. 3 milioane. Hagi a semnat-o personal, da. E da, pentru copil mic. Să chinuie unchiul cu el la fotbal, da. Da. Știi că trebuie să plătești în cantonamente. Mersi frumos. Bă, eu zic că făcea și 4, dar hai, țorează la 3, să fie. Sănătate. Mulțumesc mult de tot. Sănătate. Hai, vă sun eu. Hai că ne sună. Rochie elegantă. Oh, ce elegantă este această rochie. Mm-hmm. Vreau să cumpăr această rochie. Îi place foarte mult lui bunica mea. Care trebuie să o duce pe ultimul drum acum și e ultima ei dorință asta. A fost ultima ei dorință. Se potrivește cu sigriu. Ia uite, băi, inerele astea, mama, astea sunt cu Illuminati, frate. Bună ziua, sunteți azi în București? Vreau să întreb ce reprezintă aceste inere. Să nu fie ceva anticrist. Că ești cu Bluetooth wireless. Bă, dar astea aș putea să le păstrezi eu, mă. Dar Lenovo știa nu fac mașini de spălat? Nu s-au apucat și de căști? Hai, mă, tati, că vreau să te premiez cu 50 de lei. Uite, bă, vreau să-l premiez cu 50 de lei și... Până la urmă ne-a răspuns și domnul cu căștile Renault Evo, așa că ne-am dus direct la faptă. Direct, nu, prin Bluetooth le... Așa. Sau, cu tine am vorbit pentru AirPods? Da. Nu, cu mine, da. Uite-le. Chiar acum le... Mi-era și mie tău așa simigane, că n-am 7, n-am cum 7. Prima mea pereche de AirPods. Ce mă faci tu pe mine? Dar ce scrie pe Renault Evo? Ce scrie? Renault Evo, da, așa se numesc astea. Sunt din Franța. Dar sigur sunt AirPods astea? Renault Evo AirPods, uite, scrie aici în chineză. Uite. Poți să traduci să vezi, AirPods sunt, da. AirPods, da? Da. Bine. Ia vezi, bă, ăsta e telefonul în mâgăcapa de la pârnaie. E al doilea telefon. Salut, sunt interesat să cumpăr. Ești azi în București? Ăsta e ăla cu touch-ul, că pe ăla cu butoanele are la el. Bă, dar în fiecare videoclip e desăgeată lui mâgăcapa și lui. Nu ți-ai regăsit pe album pe undeva? Nu știu, poate ai zis de mine, nu știu, n-am ascultat încă tot albumul, dar eu sunt fan. Faci vloguri de mine. Nu că schimbător de viteze Toyota Corolla 6 viteze. Zia mea are 5 viteze, are ceva dacă îi dă o viteză în plus dacă îl pun pe ăsta. Zic, bun, ai și bățul aia? Auzi, este urgență. Ce drăguț urgență e de nucă Toyota? Păi nu mai am să urgență, mâncați-aș. Pui și tu un măr până găsești nucă. Pui și cadou Sephora. Bă, bravo, bravo! Dă să-l sur eu pe ăsta. 5 lei punga, hă? Salut, în legătură cu anunțul cu pungile cadou de la Sephora, mai este disponibil? Aveți și pungi mai mici mai, sau doar așa mari la 30 de... Ah, că am luat de la Turcia acum un parfum iubitei mele și zi, voiam să știi, să-i dau un pungă ca lumea, dar e punga mare. Ai ceva să mai împui lângă ea ca să nu-i dau doar parfumul ăsta, că e parfum mic la 50 de mililitri? Hai că mai am un băiat cu genți acum să văd ce mi-o găsi. Dar hai că vreau și eu, puteți să ne vedem azi? Că vreau să-i fac surprize la 12 noapte. Da, depinde pe la ce oră. Păi zim tu când ai putea. Uite, eu pe la 5 jumate aș putea să ne vedem. La 6. Putem, mă, să ajungem? Bine, da. Hai că venim. La Vital Mall. Păi te sun când sunt acolo în zonă. Și acum eu sunt acasă. Nu pot acum, că acum trebuie să rezolv cu parfumul. Hai că te sun, frățioare, când ajung în zonă. Hai, mersi mult de tot, m-ai salvat, te pup. Salut.
Cu mine ai vorbit. Una mi-a adus, voiam două, dar... Păi îți mai aduc una, dacă vrei. E, las că e 5 lei, nu? Da, una dacă tot ai venit, că ți-am zis că am alea și parfumul și... Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Salut. Ești cu pungere de corecție de la Sephora? Da. Un milion bucata, da? Da. Ia. Asta e, da? Da. Ea e asemnată de fondator, nu? Păi uite cu eticheta asta, da, albastră. Mai ai nevoie, mai îți aduc. Mai... Mersi mult, salut. Mai ai nevoie de vreo pungă, auzi? Mai adu-mi una, tot la un milion. Da. Mersi da. Frumos. Stai aici puțin, că venim acum. Hai să mai luăm una, dacă... Hai. Eu am înțeles că una vrei, da. Da, nu știam de el ce vrea. Scuze acum că așa, dar... S-a prins ăsta direct, nu? Da, da, da. Cred că ce ți-a zis pe drum, că n-am înțeles? Eu munceam cu vreo pungă, genul zicea. Și ce zicea? Că dacă mergem să-ți dau, i-am zis, băi, am nevoie, uite, dacă mai am nevoie de mai multe, le iau. Ăsta a fost și episodul nostru, fraților. Mulțumesc foarte mult lui Adrian, Elicopter de Ruptă și lui Costi Max că au participat, să știe. Mulțumim lui Costi Max pentru interpretarea lui, cum îl cheamă, Anaser Duduianu de pe TikTok. Și ca totdeauna, fraților, nu uitați că am un canal secundar pe care postez de 4 ori pe săptămână, așa că dați subscribe. Nu uitați să vă abonați și la acest canal dacă n-ați făcut-o încă, să apăsați pe clopoțel, să dați un share la acest clip dacă v-a plăcut, mai ales pe story. Eu m-am dus. Pa!